Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Să știți că este un weekend în care lucrurile încep să se miște. Cel puțin startul îl dă domnul Saturn, care, bineînțeles, începe mersul direct, oficial, începând cu data de 4. Acum nu vă imaginați că începând cu 4 noiembrie, gata, totul se rezolvă, dar o să simțim așa, ușor, ușor, tot felul de lucruri. Bineînțeles că este un weekend în care vom rămâne cu toții surprinși de anumite adevăruri pe care le vom afla și de asemenea este un weekend în care e bine să fim puțin atenți pe partea asta de comunicare, să nu ne certăm aiurea, pentru că există o foarte mare predispoziție spre tensiuni, adică spre certuri, mai ales dacă discutăm de orgoli. E intens acolo, da? Ce să mai vorbim. Să știți că ziua de sâmbătă este oarecum tensionată pentru toată lumea. Mare atenție pe bani, pe drumuri, pe discuții din acestea, ruperi bruște pot apărea, atenție, despărțiri bruște, demisii bruște, dar aș merge așa în mare parte și pe discuții ciudate care pot avea loc. Saturn acolo este în mers direct și în sfârșit ne așează lucrurile ușor, ușor, ne duce acolo unde trebuie. Cu siguranță a adus tot felul de schimbări în viața fiecăruia, începând cu luna martie din acest an, da, 2023. Bun, în weekend să știți că vom avea chef cu toții, să ne distrăm, să ne simțim bine, să ne vedem cu persoana iubită, însă pot fi și gelozii, orgolii, pot exista și chestiuni de genul acesta și vă spun clar că, spre exemplu, ziua de duminică nu este una dintre cele mai pozitive. Putem să fim scoși din zona de confort sau, acum depinde fiecare, v-am spus, pentru alții poate să fie, spre exemplu, o zi de duminică plină cu pasiune, intensă, profundă, însă, în general, relația, veți vedea, dintre femei și bărbați e ceva mai agresivă, e ceva mai ciudat, așa că să încercăm să ne temperăm pe cât de mult posibil. Acum vor fi tot felul de discuții de genul weekend. Da, uite că eu strălucesc aici, dar tu nu mă apreciezi suficient sau nu faci lucrurile așa cum trebuie. Ni se cere, da, norocul pentru toți ține de muncă, da, de a munci, atât noi cât și persoana din fața noastră. E ca și cum te cerți cu partenerul că e mizerie în casă, dar ca să găsiți soluția, este nevoie să vă luați de mână și să faceți împreună curățenie. Da? Asta e un exemplu, deci de aici puteți extrapolați pe toate domeniile. Da? Deci acolo unde apar tensiuni, vedeți că norocul ține de a lucra împreună. Pentru că, na, când ești în doi, e mai ușor. Și când spun împreună, nu mă refer aici doar la cupluri, vă rog să înțelegeți, mă refer și la prieteni și la, știu eu, colegi și așa mai departe. Bun, o să vedem acum și tarotul ce zice, pentru că uitați, chiar sâmbătă când vă spuneam că sunt multe aspecte, avem și energii foarte puternice, discutăm despre decizii care se iau și care schimbă destul de mult lucrurile. Pot fi tot felul de senzații de noi începuturi, poate să fie o zi de sâmbătă în care domnul Saturn își face intrarea foarte frumos, că este și ziua lui, să știți. Sâmbăta este ziua lui Saturn, vineri ziua lui Venus și așa mai departe. Deci este o zi în care cu toții, da, putem să-i simțim foarte profund energia lui Saturn și anume sâmbătă se pot lua decizii importante, putem să ieșim din tot felul de încurcături și ziua de duminică este încărcată foarte puternic din punct de vedere emoțional, ni se cere să dăm dovadă de luciditate, să dăm dovadă de smerenie, de credință, de înțelepciune și de ce nu să fim deschiși să învățăm lucruri și să nu ne contrazicem, pentru că vor exista, v-am mai spus, astfel de chestiuni. Da? Bun, dragilor, cam atât în mare parte. Oricum energiile astea deja se simt, însă în weekend e mult mai intens. O să spun pentru fiecare în parte unde Saturn își reia mersul direct și ce începe să meargă ușor, ușor. O să discutăm și despre micul război care încă este pe cer, așa că vedeți exact și zodia și ascendentul. Vă reamintesc de previziunile pentru noiembrie. Dacă nu le-ai văzut, te invit cu drag să o faci, pentru că suntem într-o lună întunecată, spuneam, în care totul e ciudat, totul e diferit. Și vedeți voi, nu totul este ceea ce pare în luna noiembrie. Din acest motiv trebuie să fim atenți. Da? E ca și cum ești într-o cameră întunecată, vezi o umbră uriașă pe perete, seamănă cu un monstru și te sperii și de fapt când te uiți lângă tine e un mic gândăcel acolo
care proiectat pe perete arată ca un monstru. Cam așa și aici. Deci, dar atenție, pot fi și altfel de lucruri, adică să ni se pare ceva așa frumos, drăguț și când ne apropiem chiar să ne rănim, da? Sau știu eu, de asta trebuie să fim foarte, foarte atenți în luna noiembrie, pe multe aspecte, în special pe detalii. Da? Bun, și aici ce v-aș mai recomanda, încă o informație pentru weekend, mare atenție ce discutați. Da? Vom avea tendința să fim mai radicali, nu spun nici că e bine, nici că e rău, dar trebuie să fim atenți. Și mai fac un anunț, vă reamintesc de acest concurs care se desfășoară pe paginile oficiale de Facebook, respectiv Instagram. Până pe 8 noiembrie te mai poți înscrie, înscrierea este gratuită, ai acolo toate detaliile. Este foarte simplu și ai ocazia să câștigi acest pachet de tarot. Pe 9 noiembrie o să fac anunțul oficial, adică săptămâna viitoare. Bun, și vă reamintesc și de aplicația Tarot by AI, așa cum v-am spus, sunt funcții noi acolo, vedeți culoarea norocoasă, numărul norocos pentru ziua respectivă, mai nou aveți și câte un mesaj acolo pentru numărul norocos, pentru culoarea norocoasă, încă se lucrează, nu e gata, dar dacă sunteți curioși, vă invit cu drag acolo și de asemenea vă invit să vedeți așa cam cum o să arate următorul pachet de tarot pe care o să-l vedeți pe aici. Poate o să-l și ofer la un giveaway, dar mai întâi să-l scot. Dacă vrei să vezi, să-mi dai o părere, te aștept cu drag în aplicație, este gratuit, nu plătești absolut nimic. Și sunt și citiri personalizate și citire pentru viitor, deci când vrei, te aștept cu drag. Bun, hai să vedem exact ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte, pentru că e intens, da? E intens ce se petrece în weekend. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi este un weekend în care vă distrați, vă simțiți bine, vreți să stați cu un copil, cu persoana iubită, vreți să faceți lucruri care sunt plăcute sufletelului vostru. Însă, pentru voi, uite, Saturn este în mers direct, începând cu acest weekend, pe ultima casă astrologică. Asta înseamnă că, în sfârșit, se definitivează puțin partea aceasta de relația ta cu spiritualitatea. Poate este un moment în care începi să-ți dai seama cât anume e nevoie să dai un pas în spate, de unde să dai un pas în spate. În sfârșit, cred eu acolo cu Saturn că ți se amplifică, da, cumva partea aceasta de credință. În sfârșit îți dai seama cât de puternică este partea asta spirituală, partea asta energetică a vieții. Și poate știu eu, unii berbeci în sfârșit începeți să vă rezolvați ușor, ușor anumite probleme de sănătate. Cu siguranță e nevoie să le abordați cumva mai serios. Pe de altă parte, atenție puțin pe anumite conflicte care pot apărea legate de drumuri, legate de cheltuieli, pot fi și chestiuni legate de prieteni, de rude, pot fi discuții în contradictoriu sau chiar discuții legate de bani, fie de bani, fie de aprecierea pe care o primești. Iar ziua de duminică e cu mici mari tensiuni acolo, deci poate ar fi bine să eviți conflictele. Nebunul, lumea, 8 de cupe, ce faceți, dragi berbeci? Trăiți intens. Ia uite, magicianul. Da, unii berbeci se pare că vă hotărâți să ieșiți din blocaj, să ieșiți dintr-o situație tensionată. Primiți o mână de ajutor atunci când vă așteptați mai puțin. Și avem nebunul, care vine cu o eliberare pentru tine. Reușești să te eliberezi, reușești să mergi într-o direcție mult mai pozitivă. O legătură cu un copil sau cu o persoană dragăție, dar unii văd că vă aruncați așa cu capul înainte în acest weekend. Și curajul e bun, că în sfârșit aveți curajul să plecați de undeva sau să faceți ceva. Lumea reprezintă un succes, o bucurie, o eliberare, te eliberezi de ceva anume, începi să te simți mai bine, ești mai liniștit. Ultima carte pentru tine, 2 de cupe, uite, o întâlnire cu o persoană dragăție. Fie o întâlnire cu persoana iubită, fie unii berbeci aveți o discuție importantă cu o rudă, cu un copil, cu un prieten și berbecii singuri vedeți că puteți să cunoașteți pe cineva. Zodia Taur. Dragi tauri, pentru voi este un weekend în care e bine să stați pe acasă sau în fine stați pe acasă, dar evitați conflictele cu rudele pentru că există foarte mare risc de așa ceva. O zi în care, de fapt o zi, un weekend în care vă concentrați mult pe casă, pe familie, pe viața privată. Dar așa cum spuneam acolo, există foarte mare risc de conflict, dar pentru unii tauri se amplifică ideea aceasta de stabilitate. Vreți multă stabilitate, vreți să știți sigur ceva anume și
Vedeți voi, Uranus acolo numai siguranță nu ne dă și asta nu ne place, dar măcar avem șanse să rezolvăm situația. Saturn este în mers direct începând cu acest weekend pe casa 11. Asta înseamnă că începând cu 4 noiembrie, nu neapărat pe 4 noiembrie se rezolvă, începând cu 4 noiembrie, timp de multe luni de zile de acum încolo, relația cu prietenii sau relația cu un prieten începe să devină mai matură, mai stabilă, mai solidă. Abia acum lucrurile se așează. Pot fi și chestiuni legate de bani, pot fi și chestiuni legate de grupurile de oameni din care faci parte. Poate este vorba și despre zona de online, că poate unii tauri erați și pierdeați timpul acolo, nu vă dădeați seama pur și simplu cum trecea viața pe lângă voi stând pe un site de socializare. Eu nu zic că e rău, e bine, da, mai trebuie și asta, că trăim în lumea în care trăim. Dar cu o limită, Saturn e cu limitele și cumva asta e de bine. Saturn acolo, uite, începând cu acest weekend, începe și îți definitivează mult mai serios viitorul tău. Viitorul tău, din punct de vedere oficial, statutul tău, viața ta, da? Și cu siguranță unii tauri, în sfârșit, începeți să vă dați seama, da, ce prieteni e bine să păstrați prin jur și ce prieteni e bine să nu păstrați prin jur. Da, hai să vedem, dragi tauri, dar repet, există și foarte mari predispoziții pentru voi weekendul ăsta spre ruperi bruște, de colaborări, de prietenii, de ce vreți voi. Hai să vedem, dragi tauri, ce zice tarotul, ce trebuie să știți. Pentru tauri, hai să vedem ce trebuie să știți. Arcana majoră, moartea, 3 de spade. Păi e un final aici, ceva se închide. Poate are legătură cu așteptare mare, cu tristețe. Cineva e trist aici în legătură cu finalul ăsta sau cu o decizie. Apoi avem 8 de monede. Deci este un weekend în care lucrezi la ceva. Poate ai treabă prin casă, poate, știu eu, este un weekend în care te concentrezi mult asupra detaliilor și uite, văd 6 de bâte. Deci e cu bucurie, se rezolvă ceva, începi să vezi lucrurile altfel, începi să te simți mult mai bine, mult mai împlinit. O bucurie mare. Uite, deci după muncă și răsplată. Rezolvați ceva din punct de vedere oficial. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, în primul rând voi din nou fiți puțin atenți pe sănătate. Este un weekend în care comunicați foarte mult, intrați în contact cu vecinii, cu rudele, cu persoanele apropiate, vorbiți mult, scrieți, da? Sau cel puțin ar fi bine să profitați de energiile astea. Acum, voi trebuie să fiți atenți să nu vă certați. Da? Mercur, guvernatorul vostru, e în certuri, e în tensiune destul de urâtă cu domnul Uranus, care nici Uranus nu e în cea mai bună poziție posibilă. Unii gemeni puteți să aveți certuri la locul de muncă, poate ați avut deja sau pot fi tensiuni acolo. Pentru alți gemeni vedeți că sunt niște tensiuni acolo legate de rude, legate de niște acte, de un proiect. Vedeți voi, norocul vine printr-o persoană din casă sau din familie și de asemenea Saturn este în mers direct începând cu acest weekend pe casa 10. Dragi gemeni, în sfârșit se mai stabilizează lucrurile în viața noastră din punct de vedere oficial. Da? Că e vorba de reputația noastră, că e vorba de statutul nostru, cine suntem noi prin societate, că este vorba despre un șef, despre niște responsabilități, că astea nu puteți să-mi spuneți că nu sunt la ordinea zilei, chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii. Saturn acolo, da, ne dă o cruce destul de puternică de dus, dar dacă e și ne facem treaba, primim și premiu, e ok, da? E ca un test, deci se mai rezolvă ușor, ușor. Cumva vă definitivați începând cu acest weekend, deci nu neapărat pe 4 gata, începând cu acest weekend, se definitivează foarte, foarte bine statutul tău, situația ta și duminică mare atenție pe sănătate, pe relația cu vecinii, relația cu poate niște colegi de la muncă, poate e ceva legat de doi bărbați, deci vezi că acolo pot apărea tensiuni, da? Pot apărea tensiuni. Nu exagerați cu nimic, dragi gemeni, perioada asta, că nu e ok, da? Nu e ok. Hai să vedem ce zice tarotul pentru gemeni. Uite, regina de cupe, 2 de cupe, magicianul. Deci se pare că te apuci de treabă. Uite, apare o primă victorie, o primă bucurie.
se deblochează ceva. Iei atitudine. Regina de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Regina de cupe vine cu bucurie, vine cu liniște, cu pace. Tot regina de cupe înseamnă și un weekend în care poate te concentrezi mult pe sentimentele tale, pe emoțiile tale. Încerci să salvezi pe cineva, să ajuți o persoană. Parcă sunteți din lumi diferite. Doi de cupe, uite, e cu împăcare, e cu bucurie aici. Te împaci cu cineva sau semnezi un contract, faci o înțelegere, ești cu un prieten. Ai o discuție interesantă. Ultima carte, 4 de cupe. Da, atenție, dragi gemeni, dacă mergeți pe la vreo petrecere sau dacă mergeți pe undeva, vedeți, nu mâncați ceva în exces, nu consumați alimente în exces, vedeți ce faceți, că 4 de cupe e și starea aia de oboseală după o noapte pierdută. Pe de altă parte, poate să fie ceva ce nu vă place, ceva ce nu vă convine, cu toate că aveți toate elementele la îndemână. Da? Unii e ca și cum v-ați făcut niște iluzii aici, niște iluzii. Dar mai simt eu că primiți un ajutor magic din partea mai multor oameni. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi, în primul rând, este un weekend cu bani. Da? Vin banii, pleacă banii, vă concentrați mult pe valoarea personală, poate și mâncați mai mult. Pe de o parte. Pe de altă parte, dragi raci, în primul rând, Saturn este în mers direct pe casa nouă. Asta înseamnă că în sfârșit se mai așează lucrurile, în sfârșit se definitivează tot ceea ce ține de acte, relația cu profesorii, cu mentorii, studii superioare, tot ceea ce ține de relația cu divinitatea, acolo în sfârșit se mai rezolvă ușor, ușor din lucruri. Pe de altă parte, tot acest weekend vezi că vine cu niște tensiuni, niște discuții ciudate în relația cu un copil. Poate e ceva legat de o colaborare, de o afacere, de o sumă de bani. Pentru unii raci pot fi chestiuni legate de niște secrete care se află, un plan de viitor care se schimbă, niște discuții acolo care au loc și sunt destul de intense. Duminică poate să fie un moment în care sunteți și voi puțin scoși din zona de confort, dar știți cum, soluția pentru voi în general în weekendul ăsta e să colaborați cu ceilalți, da? Să colaborați cu ceilalți. Pot apărea tensiuni în relația de cuplu, în urma unor secrete care se află, de ce nu? Dar pentru alți raci poate să fie și un weekend în care puteți să trăiți așa pasional alături de persoana iubită. Cavalerul de cupe, 9 de monede, asul de cupe. E cu iubire, e cu pasiune, vrei să-ți cumperi ceva în acest weekend, vrei să te răsfeți, vrei să mergi undeva, primești o veste bună, primești o invitație, faci un drum undeva anume, 9 de bâte. Te simți obosit aici sau ți este teamă de ceva anume, dar unii raci simt că reușiți să ajungeți acolo unde vă propuneți. Apoi avem regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Uite, tai ceva, iei hotărâri, vrei să îndrepți ceva aici. Chiar un weekend frumos, aș spune eu, în care vă concentrați foarte mult și pe partea asta de dreptate. Reușiți să clarificați o situație. Ultima carte, 7 de spade, uite. Poate ieși undeva la o vreme de seară, de asemenea poate să fie un weekend în care ceva nu îți place, ceva nu îți convine, privind atitudinea fermă a unei persoane sau privind rigiditatea unui om din viața ta. Vezi că și tu e nevoie să fii ceva mai maleabil. Zodia Leu. Dragi lei, ce faceți voi că e un weekend în care sunteți în centrul atenției, în sfârșit vă reveniți, aveți o energie mai bună. Și de asemenea, vedeți voi, Saturn este în mers direct pe casa 8-a și aici vă mai spuneam eu că trebuie să acceptați, da? Să învățați chestia asta cu renunțatul. Da? Trebuie să învățați, băi, gata, am renunțat, s-a încheiat, nu de fiecare dată câștig, nu de fiecare dată îmi ies bani. În sfârșit se mai așează pentru unii lei chestiuni legate de banii celorlalți, de bănci, moșteniri,
tot ceea ce ține de relația cu băncile. Știu că în weekend e închis pe la bănci, dar mă refer că începând cu data de 4, timp de câteva luni bune se mai așează lucrurile. Așa că, dragilor, na, deja încep lucrurile să se simtă că se mai liniștesc cumva. Dar, repet, eu cred că Saturn acolo vrea să vă învețe că mai există și spiritualitate pe lumea asta, vrea să vă învețe că trebuie să înțelegeți când să renunțați la ceva. Dacă ceva nu mai funcționează, nu mai insistați. Da? Și dacă vreți așa o veste bună, acum Saturn vă poate face o curățenie lună în viața voastră. În sfârșit, doar că trebuie să-l ajutați și voi. Pe de altă parte, este un weekend în care sunteți prinși atât pe casă, pe familie, cât și pe viața profesională. Și bineînțeles că pot fi tensiuni acolo. Discutăm despre tensiuni legate de relația cu un partener de afaceri, relația cu șeful, relația cu o instituție publică. Sunt niște chestiuni ciudate, dragile ei, pot fi și chestiuni financiare, discuții în contradictoriu, poate e vorba de o mutare, de o plecare și... Na, e o perioadă ciudată. În schimb, în ziua de duminică, ți-aș recomanda o foarte mare prudență în relația cu oamenii din jurul tău. Îți spuneam și în previziunile bonus pentru noiembrie că ziua de duminică nu este cea mai fericită zi din noiembrie pentru tine, dar e un moment în care ești scos puțin din zona de confort, poate vrei să te impui mai mult, poate spui nu fac schimbarea, nu fac mutarea, nu renunț. Ei, renunță și o să vezi cât de frumos le așează universul, că îți dă ce e mai benefic pentru tine. Da? Saturn acolo te ajută să renunți, da? Și să nu te bagi în lupte din astea de orgolii, că nu e ok. Hai să vedem, dragile, ce trebuie voi să cunoașteți. Trei de bâte. Cavalerul de spade. Diavolul. O conexiune cu un capricorn, dar este și un weekend în care vi se apasă așa niște butoane. Pot fi niște discuții ciudate undeva la drum de tine sau poate să fie un weekend în care apare o oarecare deblocare pe un anumit sector din viața ta. Apoi avem soarele, cartea ta în tarot, care reprezintă bucurie, armonie, vizibilitate, succes. Foarte multă pasiune pentru foarte mulți lei, iar apoi avem pajul de spade. Pajul de spade care vorbește despre un weekend în care ești foarte curios, vrei să experimentezi tot felul de lucruri, e ca și cum ai acolo un laborator secret, lucrezi, îți pui totul la punct. Și da, poate să fie și un weekend în care unii lei spuneți, bun, lasă energia asta de ceartă în afară și eu mă duc să-mi fac treburile aici ca să iasă totul bine. Văd oarecare oboseală, dar până la urmă, uite, e cu bucurie. Deci dacă aștepți o veste importantă, aceasta este pozitivă, pozitiv. În mod special sâmbătă. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi este un weekend în care ar fi bine să nu controlați absolut nimic. Mă rog, să nu încercați, că oricum nu o să puteți. Și ce v-aș mai recomanda în weekendul ăsta? Luați și vă odihniți cât de mult puteți, da? Pentru că meritați și voi acolo un timp pentru sufletelul vostru. Bine, acum voi faceți cum vreți, dar ăsta e sfatul meu. Acum, Saturn este în mers direct începând cu acest weekend și, dragi Fecioare, în sfârșit se așează lucrurile mult mai bine acolo legat de relațiile cu ceilalți, relațiile cu partenerii de afaceri, relația cu clienții, relația de iubire, relația cu oamenii din jurul tău, relația cu persoana iubită. Deci în sfârșit lucrurile acolo se definitivează, în sfârșit se așează altfel. Și asta e de bine, dar asta nu înseamnă că îți vin oameni noi, ci mai degrabă se face curățenie din punctul meu de vedere și asta e absolut fantastic. Da? Bun. Acum. Este un weekend în care e bine să fii puțin atent pe drumuri, pe partea asta de cunoaștere, pe comunicare, pentru că este un weekend în care, nu știu, vei fi foarte surprins. Vei fi foarte surprins de lucrurile pe care le afli, de situația în care ești și cu siguranță unii, da, rămâneți foarte surprinși de faptul că, așa cum v-am mai spus, teoria din mintea voastră nu e aceeași cu practica și tare bine ar fi să vă odihniți, să vă liniștiți, încercați să evitați tensiunile cu rudele, mai ales duminică, cu vecinii, cu persoanele din jurul vostru, puțină atenție și pe acte v-aș recomanda,
Uite, dacă e să mă întreb pe mine, duminică este o zi foarte bună de meditație, de eliberare, de odihnă, nu știu cât o să fie, pentru că, nu știu, pentru unii e ca și cum nu se întâmplă nimic special în ziua de duminică, doar că vrei și tu să te odihnești și vecinii au musafiri și dau muzica tare și râd, glumesc și nu reușești să te odihnești, da? Deci nu vă gândiți că toată lumea acum gata se ceartă, deși la ce e pe cer e destul de intens, da? Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Trebuie să fiți deschiși, să mai învățați lucruri. Cavalerul de cupe, 9 de monede. Uite, este un weekend în care vrei să te relaxezi, vrei să te simți bine, meditezi, ești împăcat cu tine, liniștit, reușești să rezolvi ceva important. Pajul de monede, avem aici următorul mesaj. Un weekend în care studiezi ceva, analizezi o situație, înveți ceva important. Și bineînțeles că este un weekend în care primești bani sau dai bani la rândul tău. Împărăteasa, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. De asemenea, văd aici că te simți bine, ești relaxat, ești liniștit, ești ca o regină, mai ales dacă ești femeie, ești admirată, ești bine văzută. Dacă ești bărbat, este o femeie aici care are un rol foarte important în viața ta. Poate chiar persoana iubită are parte de o bucurie sau ai tu o regină acolo, o împărăteasă, da, în privința căreia primești o veste bună. Turnul, wow, păi cineva i-a aruncat așa deodată undeva anume. De asemenea, poate să fie un weekend în care cineva din jurul tău are o reacție total neașteptată, ciudată și e ca și cum ți-e teamă. Nici nu știi ce să înțelegi, nici nu știi ce să crezi. Ce e cu turnul ăsta? Deci ceva ce se întâmplă rapid, legat de familia ta, casa ta, poate e vorba de un bărbat important sau este vorba despre o situație pe care tu o credeai stabilă și acum te trezești că lucrurile iau o cu totul și cu totul altă întorsătură. Zodia Balanță. Dragi Balanțe, ce faceți? Este un weekend în care intrați în contact cu foarte mulți oameni, socializați foarte mult, sunteți în grupuri de oameni implicați, stați mult pe internet sau faceți planuri de viitor. Saturn este în mers direct pe casa 6-a. Asta înseamnă, dragi Balanțe, că în sfârșit se mai rezolvă din acele probleme legate de muncă. Și când spun muncă, nu mă refer doar muncă, da, la birou, muncă, da, la blocul, la jobul tău, acolo unde lucrezi, ci este vorba și despre casă, despre viața privată, despre zona afacerilor, deci e bine acolo că lucrurile se așează, că Saturn vrea mai multă seriozitate și dacă ești deschis, este ok, nu e nicio problemă, primești premiu și tot înainte. Norocul vine printr-un contract, norocul vine printr-o colaborare, printr-o persoană misterioasă, cineva care poate să ocupă fie cu o meserie din aceasta mai ciudată, fie este o persoană care lucrează în locuri ascunse, fie este o persoană care cumva își ține viața privată, deci sau din planul spiritual, uite, de acolo poate să vină un ajutor. Ideea este că e un weekend, dragi Balanțe, în care apar foarte mari surprize legate de bani și fie apar investiții bruște pe care e nevoie să le faceți, fie vedeți că puteți să pierdeți bani. Pe de altă parte, pot exista niște discuții acolo legate de acte, da? Legate de acte, legate de o relație, legate poate chiar și de drumuri, o mașină, deci e un moment tensionat pentru voi. Acum, mare atenție și pe la prieteni, da? Repet, tot vă spun chestia asta, să fiți atenți și să abordați lucrurile matur, serios. Să vă mai puneți acolo niște limite și să luați decizii, da? Să luați decizii, pentru că bubuie, da? Bubuie în perioada asta. E și Lilith unde e, vă mai e și teamă, vă apucă tot felul de gânduri, vedeți tot felul de reacții total neașteptate din partea celorlalți. Uite, acum e un astfel de moment în care poți să finalizezi brusc o poveste de iubire, când nici nu te aștepți să apară un copil pentru alții să finalizați ceva legat de o afacere, da? Nu riscați în perioada asta, chiar vă rog, nu riscați pe, nu știu, pe speculații financiare sau nu riscați foarte tare, că nu, v-am mai spus, nu se văd lucrurile foarte clar în luna noiembrie. Nu se văd. Duminică, fiți puțin atenți pe relația cu prietenii și pe pierderile de bani care pot apărea de la aceștia. Da? Pentru că, na, cât a stat Lilith pe acolo, poate v-ați adunat unii dintre voi niște personaje foarte ciudate așa prin jurul vostru, superficiale, poate persoane care sunt populare, persoane care
sunt pe unde sunt. Dar vedeți că acum Lilith trece pe ultima casă astrologică și trebuie să fiți foarte, foarte atenți. 6 de monede, uite, primești bani, dai bani. Cavalerul de cupe. E cu dragoste. Da, este și un weekend în care dragostea poate să plutească în aer, doar că ești extrem de surprins. Ești extrem de surprins. Mergi la cumpărături. Uite, primești niște bani, îi dai mai departe, rezolvi ceva anume. Cavalerul de spade și e și cu discuții în contradictoriu în acest weekend, poate chiar discuții tensionate legate de o sumă de bani, legate de o poveste de iubire. E ca o dramă aici, da? Ultima carte, pajul de spade. Uite, experimentezi lucruri noi în acest weekend, ești foarte curios să cunoști oameni noi, ești foarte curios să rezolvi o anumită situație. E ceva legat de o nedreptate, de o relație, o persoană. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, este un weekend în care sunteți în centrul atenției. În primul rând, tensiuni. Tensiuni care apar în acest weekend legate de relația cu partenerul de viață, legate de relația cu o rudă, niște clienți mai vechi, o instabilitate acolo care se simte din partea partenerului. Acum, Saturn pentru tine este în mers direct începând cu acest weekend și în sfârșit se mai așează lucrurile, de data asta așa rămân, legate de un copil, persoana iubită, o afacere, plăcerile tale, sufletelul tău, viața ta, deci ușor, ușor lucrurile merg într-o direcție mult mai benefică. Te-aș sfătui în acest weekend să fii puțin atent în eventualele tensiuni care apar în relația cu legea, deci dragi scorpioni, vedeți ce faceți. Nu încălcați legea, da? Că puteți să luați amendă. Sau știu eu ce se mai întâmplă. De asemenea, evitați tensiunile în relația cu șeful, în relația cu partenerul de viață, în relația cu tatăl sau cu o persoană cu autoritate asupra voastră. Pentru că există foarte mare risc de așa ceva în weekend. E un weekend cu scandal, acum ce să o mai dăm? Măcar la zodia voastră pot să fiu așa mai tranșantă. Sunt și lucruri bune, evident, așa cum am spus, Saturn acolo ne așează, doar că așezarea lui Saturn nu e extrem de benefică, să zic așa. Da? Sunteți foarte mult ajutați acolo, da? Uitați, în conflictul ăsta care apare în relațiile cu ceilalți, vedeți că e un ajutor sau e un noroc printr-un avocat, îmi vine să spun, printr-o persoană din jurul vostru, printr-o colaborare. Împărăteasa, cavalerul de monede, o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță, un weekend în care lucrurile se mișcă încet și sigur pentru tine. Poate să fie și un weekend în care ești foarte mult atras de partea materială a lucrurilor. Poate alți scorpioni, știu eu, sunteți apreciați, sunteți bine văzuți, lucrurile merg bine și cu siguranță aveți o mai mare încredere în voi și de asta zic eu că nu prea mai stați voi să suferiți, mai ales prin relații toxice, mai ales așa, da? 4 de monede, uite, e ca și cum nu vrei să renunți la ceva, nu vrei să pleci de undeva anume. Ții niște bani aici cu tine. Asul de cupe. O bucurie mică, un nou început. O veste bună, o nouă persoană. E ca și cum unii scorpioni deveniți mult mai siguri pe voi. Da, pentru că v-am zis, puterea e la voi în perioada asta, în weekendul ăsta și în general ne bazăm pe voi în perioada asta. Da? Ceva legat de un drum, de o petrecere, o alegere importantă. Deci lucrurile încep să se rezolve. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, ce faceți voi? Pentru că este un weekend în care aveți chef de studiu, aveți chef să vă plimbați, să citiți ceva, să vă uitați la un documentar, să învățați, să citiți o carte și așa mai departe. Sunteți cu dor de ducă, cum s-ar spune. Începând cu acest weekend, Saturn este în mers direct pe casa a patra. Asta înseamnă că foarte mulți săgetători începeți să vă definitivați puțin familia. În sfârșit, acolo lucrurile se rezolvă. Da? Și tot îmi mențin ideea că pentru săgetătorii care vă știți în relații de cuplu disfuncționale, vedeți că
se întâmplă multe, multe lucruri intense. Da? Se întâmplă multe lucruri, pot apărea tensiuni, nu neapărat sâmbătă, dar în timp. Pe de altă parte, vouă v-aș recomanda o mai mare atenție weekendul ăsta pe sănătate. Serios, luați și vă odihniți, meditați, beți un ceai, stați și voi așa, voi cu voi. Liniștiți, da? Liniștiți, pentru că na, pot apărea tot felul de chestiuni neprevăzute. Unii sunteți prinși pe tot felul de mesaje, apeluri telefonice legate de rude, legate de muncă, de oamenii din jurul vostru. Vă sună nu știu ce mătușă, vă sună nu știu ce unchi, vă mai contactează șeful, vă mai sună părinții sau poate voi sunteți părinți și vă apucați acolo de treabă. Pe de altă parte, uite, ziua de duminică e bună de studiu, doar că știi cum înveți niște chestii cu sau fără voia ta, cumva mai mult împins de la spate. Atenție puțin la bărbații din jurul tău, în special în ziua de duminică. Da? Chiar ți-aș recomanda o mai mare atenție. Și revenind la Saturn, acolo în mers direct, da, uite, poate definitiva puțin ce înseamnă pentru tine casă, familie, stabilitate, partea emoțională a lucrurilor, adică unii săgetători trebuie să mai înțelegeți că există și partea asta. Hai să vedem. Șase de monede, șase de bâte. O bucurie, o victorie pe care o ai aici în legătură cu o sumă de bani, în legătură cu niște cumpărături. Îți cumperi ceva pentru sufletul tău sau este o persoană care îți oferă ceva. Apoi avem 8 de spade, deci într-un blocaj în care ești, se pare că primești o mână de ajutor. Ești foarte bine susținut în acest weekend, mai ales în relația cu ceilalți. 8 de cupe. Se pare că până la urmă îți dai seama că e cazul să renunți la ceva anume, să renunți la o poveste de iubire, să renunți la o situație care nu mai funcționează. Da? Este vorba despre o decizie importantă pe care o poți lua. Poate chiar îți dai seama că undeva nu se merită să îți mai pui energie, da? Să-ți mai pui energie. Încerci tu să faci liniște și pace, dar până la urmă îți dai seama că o decizie tot trebuie luată în situația asta. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, un weekend aglomerat pentru voi, aveți foarte multe lucruri de făcut, probabil sunteți și provocați pe tot felul de chestiuni, provocări din partea prietenilor, provocări care țin de colegii de la muncă, provocări care, știu eu, țin și de acte, de discuții în contradictoriu, apar tot felul de chestiuni ciudate acolo. Pe de altă parte, este și un weekend în care Saturn, guvernatorul tău, este în mers direct. Asta înseamnă că ești mult mai ajutat și lucrurile încep să se așeze privind studiile tale, privind relația cu rudele, privind viața privată, vecinii tăi, poate chiar anturajul pe care îl ai, poate avea un anturaj așa, să fie acolo, uriaș. Și acum Saturn spune, băi, hai să organizăm puțin situația, hai să vedem cine e bun, cine nu e bun. Și cu siguranță mulți capricorni în sfârșit începeți să rezolvați ceva legat de o mașină, legat de niște cursuri pe care le faceți, legat de zona aceasta, dar nu neapărat sâmbătă, gata, rezolvați, începând cu ziua de sâmbătă. Duminică v-aș ruga să fiți atenți și pe sănătate, dar și pe relația cu prietenii din jurul vostru, pentru că acolo pot apărea tensiuni, pot apărea chiar și discuții referitoare la niște cheltuieli. Poate pentru unii e vorba de viitorul vostru, da? Care pare nesigur, pe care vreți voi să-l faceți într-un anumit mod. Hai să vedem, dragi capricorni, ce trebuie să cunoașteți. Uite, 8 de spade, 6 de monede. E un blocaj aici legat de niște cheltuieli, legat de o sumă de bani. Studiezi o situație, da? Un weekend în care speri foarte mult la ceva anume, admiri o persoană, poate chiar, știu eu, ieși undeva în natură, te simți bine și acolo ești cu gândul tot la acte sau ești cu gândul la o decizie. Mai văd și un nou început pentru unii capricorni și 8 de spade, care înseamnă un moment de blocaj, dar totuși văd aici că este cineva care vine și te salvează, cineva care te ajută să nu cazi cumva.
Dar e bine, dragi Capricorn, să nu vă focusați weekendul ăsta doar pe o idee, să nu fiți încăpățânați. Asta ar fi foarte bine, dar știm și noi, și eu sunt zodie de pământ, am și marcaj de Capricorn pe astrogram, ca să fie treaba bună și se simte, da? Se simte. Acum, na, e complicat cu noi, cu încăpățânarea, dar trebuie să o facem. 6 de monede, niște bani pe care îi primești, bani pe care îi dai, o negociere, poate chiar un ajutor pe care îl primești de la cineva, un ajutor pe care este nevoie să-l și dai. Și uite, cu 8 de cupe aici este clar că și tu renunți la ceva anume, renunți la o idee, poate renunți la o persoană, pentru că este un weekend cu foarte mari predispoziții spre ruperi, v-am mai spus. Foarte multe închideri în acest perioadă. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, ce faceți? Că este un weekend în care intrați în contact cu extraordinar de mulți oameni, sunteți foarte prinși pe tot felul de activități și, în primul rând, voi sunteți pe foarte mare risc de tensiune în relația cu șefii, în relația cu partenerul de viață. Pot fi și chestiuni legate de un copil. Nu neapărat vă certați, da, cu persoana respectivă, cât poate știu eu, apar tensiuni în viața omului respectiv și atunci e normal că e mai stresat, e mai ciudat. Există și șanse să cunoașteți pe cineva, doar că, dragi vărsători, este un weekend în care veți avea niște discuții foarte intense și foarte serioase privind o mutare, o relocare, privind niște schimbări care apar în casă și în familie. Sau poate e ceva legat de o femeie din viața ta care trece printr-o perioadă, nu neapărat negativă, cât dificilă, da? De curățare, de eliberare. Și dacă vrei, uite, este un weekend în care vei lua o atitudine foarte fermă în legătură cu o situație sau poate chiar vei avea o reacție care te va șoca și pe tine. Uite, norocul vine printr-un contract, printr-o moștenire, prin niște acte, prin cineva, iar ziua de duminică vine cu foarte mare risc de tensiune în relația cu șefii, cu autoritățile, în relația cu membrii familiei sau în casă, în familie. Deci, cumva evită și tu chestiile astea. N-am ce să fac, nu este cel mai pozitiv weekend în lume. V-am spus că luna noiembrie e foarte, foarte ciudată din punctul meu de vedere. E ciudat. E foarte ciudată și trebuie să fim atenți cu toții. Wow, dar aveți ceva activitate în weekend voi. Multe variante, multe oportunități. Aici, uite, stai și visezi cu ochii deschiși. E ca și cum ai de lucru și în același timp cât lucrezi, visezi cu ochii deschiși la ceva. Poate are legătură cu o întâlnire cu niște prieteni. Regele de bâte, valetul de spade, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Uite, poate să fie și un weekend în care cineva este interesat de tine sau ție îți fură imaginea o persoană, ești acolo îndrăgostit, ești plin de viață. 2 de cupe, 3 de bâte, 9 de spade și e un moment, dragi vărsători, în care, uite, vă întâlniți cu o persoană dragă vouă, aveți o discuție interesantă, faceți un drum undeva anume, visați ceva interesant. Se ia o hotărâre legat de o relație, legat de un drum, de o mutare. Și e o situație în privința căreia, nu știu, tu nu prea înțelegi multe lucruri rațional vorbind, dar sufletul îți vorbește foarte mult, adică în interiorul tău înțelegi mai multe lucruri. Și dacă vreți să vă zic ceva, în luna noiembrie, mai ales voi, dacă vreți să înțelegeți realitatea asta în care suntem, ia apelați voi frumos la partea aceasta spirituală a lucrurilor, că dacă mergem prin planul spiritual o să înțelegeți mult mai multe lucruri decât veți înțelege rațional, pentru că unele chestii nu vor avea logică. Da? Și în special în acest weekend. Nu cred că am vorbit de Saturn, care este și el guvernatorul vostru, care este mers direct pe casa banilor. Deci în sfârșit, dragi vărsători, se definitivează locul, mă rog, câți bani primiți de la muncă, poate și locul de muncă. În sfârșit vă învingeți o teamă privind o independență financiară, ca să nu mai stați voi după cineva anume, da? Posibil și acest lucru. Deci, dragi vărsători, foarte multă susținere aveți. Zodia Pești. Dragi peștișori, hai să începem cu Saturn, că la vărsător am uitat să vorbesc de Saturn, i-am spus la final.
În primul rând, Lordul Karmei, cum îi se spune domnului Saturn, este în mers direct începând cu acest weekend, fix prin zodia ta. Și acum, în sfârșit, e ultima etapă de maturizare. Cumva Saturn poate vine și te pune iar în niște situații, da? Situații în care ai fost pus atenție undeva în primăvară, așa vine mie să-ți transmit, doar că acum trebuie să reacționezi diferit. Trebuie să spui, bă, ori e albă, ori e neagră și e nevoie să pui și niște limite. Pentru tine este un weekend în care ai de muncă sau este un weekend în care ai grijă de cineva, te vezi cu colegii de la muncă, te ocupi cu rutina ta zilnică, mâncare, curățenie, poate ai multe lucruri de făcut. Și ți-aș recomanda o mai mare atenție pe drumuri în acest weekend, dar și pe discuții din acestea în contradictoriu. Vezi că o să afli un adevăr, o să afli niște lucruri care te vor surprinde, doar că norocul pentru tine ține chiar de acte, ține de un contract, de un proces, de ceva anume. Ți-aș recomanda, bineînțeles, o mai mare atenție undeva în ziua de duminică, dacă e să discutăm de sănătate și dacă e să discutăm de a te deschide tu în fața unor noi idei, în fața unor noi principii. Pentru că da, dragi pești, știți cum este o perioadă, așa ziua de duminică, în care teoria din mintea ta nu e aceeași cu practica, da? Nu e aceeași cu practica. Tensiunile duminică pot veni din zona străinătății, printr-o știre, printr-o veste, poate e ceva legat de bani pentru unii, de muncă, ceva legat de șeful vostru, de o persoană importantă, poate e o persoană cu autoritate. Da? Hai să vedem, dragi pești, ce faceți voi. Vă spuneam și în previziunile bonus pentru noiembrie că ziua de duminică nu e cea mai fericită pentru voi și pentru anumite zodii. Acum ce să facem? Da? Nu e un moment extraordinar. Cinci de monede, regina de spade. O legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Este o decizie importantă care se ia privind o sumă de bani, privind o problemă de sănătate a unei persoane, însă văd pe cineva care se simte cumva lăsat deoparte. Deci te simți lăsat deoparte, e o petrecere, e ceva, toată lumea se bucură, tu e ca și cum stai închis în casă sau stai și te uiți de la depărtare. Regina de spade, păi uite, o chestie de gen te poate maturiza. Regina de spade vine cu multă determinare, da? Poate unii sunteți prinși de ceva anume, lucrați la ceva. Niște decizii dure, uite, văd aici pe care le iei, iar apoi avem doi de monede. Trebuie să te împarți aici într-un mod egal, între două situații, două relații, viață privată, viață publică, e ca și cum primești bani, îi dai mai departe, iei bani dintr-o parte și îi dai în cealaltă. Apoi avem doi de spade, deci un weekend cu dualitate pentru mulți pești și un weekend în care, dragilor, vedeți că primiți și voi un ajutor, adică nu vă mai temeți, fără teamă, tot înainte. Da, mă uit acum și cred că ori e pisica, ori e motanul, iar s-a urcat în șifonier, în haine, deci n-am ce să le fac. Și se mai și uită la mine. Lord! Da, e motanul. N-am ce să-i fac. Na, îi place să simtă așa mirosul meu, probabil. Na, cam așa și voi, da? Sunteți speriați aici pe ceva, dar e o persoană care vine și vă ajută. Vine și vă ajută. Aveți de luat și o decizie importantă în acest weekend, da? Însă, dragi pești, e ca și cum universul ăsta vrea să vă lase așa puțin singuri, tocmai ca să luați deciziile după cum simțiți voi, nu după cum vă influențează ceilalți, că asta e foarte important aici. Uite, luna, deci ca și cum te sperii de ceva, dar nu înțelegi, da? Ești legat la ochi și spui, aoleo, e întuneric. Păi dă-ți chestia aia jos de pe ochi și o să vezi că e lumină. Un weekend bun pentru pești, dar cu maturizări și mare atenție pe sănătate în acest weekend. Luați și vă odihniți, nu exagerați cu absolut nimic. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru weekend. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și dacă ați rezonat cu mesajele, vă invit să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul, lăsați un comentariu, vă aștept cu drag și pe aplicația Tarot by AI. Repet, în fiecare zi aveți număr norocos, culoare norocoasă, citiri, câte doriți voi
Și de asemenea vă invit să vă înscrieți și la concursul pe care l-am organizat pe Instagram, respectiv Facebook, în care poți să câștigi acest pachet de tarot. Chiar te invit să te înscrii. Înscrierea este simplă, este gratuită, te rog să citești toate detaliile, da, să nu omiți vreo ceva. Și poate cine știe, săptămâna viitoare pe vremea asta o să ai tarotul. Vedem. Dragilor, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc un weekend cât mai plăcut, dar luați și vă și odihniți puțin, faceți așa lucruri pentru sufletelul vostru.